foarte frumos, doamnelor și domnilor. Foarte bine, vă rog să treceți aici în bucătărie, pentru că eu vreau să știu. Doamnă, mâncați? De obicei, cine gătește acasă? Gătesc eu. Și ceva bun, dacă sâmbătă, întrunire în familie, ce gătiți? Sâmbătă bun. Nu, sâmbătă cântăm. De obicei. Și duminică? Și duminică. Luni, ce gătiți? Preferăm foarte mult ciorbele, supele, zeama de casă. Deci mâncați o rață bună chinezească? Nu am pregătit niciodată, dar în această seară o să fur rețeta. Vă rog frumos, veniți aici la gustat. Doamna Turcu. Da. Tot luni, că și sâmbătă și duminică, da, cântați. Ce gătiți acasă? Sunt singură la București acum și... Vă faceți de cap. O să mă gândesc. Cred că am să-mi fac o supă de pasăre, că este ușoară. Așa și... se ține silueta la vârsta dumneavoastră. Uitați-vă la doamna acum. Da, eu mănânc foarte multe fiind de la munte, mănânc brânzeturi multe, mănânc... pește. Aha. În sat avem o păstrăvărie foarte, foarte bună, așa că poate fac un pește la cuptor cu salată, cam astea. Fructe, foarte bine, că e toamnă. Da, da. Să știți că domnul Ștefăneț a zis că poate să servească și cu arcoșul. Ai și tu un furculision, ceva? Ce facem aici? Sau mergem pe linguri? Lingurițe care sunt niște linguraie. Doamnă, asta e excelent. Doamnă, vă rog să luați. Avem și bucățele mai mici, uite, aveți aici. Sau orez. Vă sugerez să... Uite, doamna Ștefăneț, dacă vrea să învețe... Partea aceasta crispy. Da. Aia e cam bună, să știți că e singura care a mai rămas. În rest le-am mâncat eu. Da. Da, foarte bine, foarte bine, foarte bine, bravo. Și pentru... Păi și cum vă dați jos kilogramele care s-ar pune cu un asemenea meniu? Mâine nu mai mâncăm deloc. Am crezut că sunteți de celebra serie Noi seara nu mâncăm. Noi seara nu mâncăm, dar știi, Cristi, la noi deosebi, în România și în satele, așa se pregătește rața cu varză, în mod deosebit. Doamna dragă, asta am mâncat și eu acasă. Noi, seara asta a făcuse mama. Practic, astăzi am zis să le ofer colegilor. Nu, că el numai aici gătește acasă, nu mișcă în fața mamei lui care gătește. Tradițional la noi varza cu... Asta e un fel de rață cu varză. Orezul este un fel de varză chinezească, să zicem așa. Da. E foarte bine, așadar, deci nu cald, mai mâncați sport. Cald. Da, e foarte bine. Se face sport? Da, se face sport. Două, trei ori. Da? Dacă ne săptămână, permite, da, dacă ne permite programul. Nu știu când are timp domnul Ștefănes, că trage toată România de el să facă cântări cu el. Mă bucur de fapt ăsta și chiar sunt dispus pentru așa ceva și mă bucur pentru propunerile care sunt. Foarte bine. Că sunteți acum împreună și nu vă vedem foarte des. Secretul acestei căsnicii de 14 ani, da? Care este? Cred că de aceea că suntem ambii muzicieni. Da? Doamna, să vedem ce spune și ce fac. În familia noastră funcționează foarte, foarte bine lucru în echipă și faptul că ceea ce transpunem în scenă, cu asta trăim. Deci zilnic ne gândim la piese noi, proiecte noi, planuri noi și atunci cine cumva... Cine ultimul cuvânt? Depinde de situație, dar în mare majoritatea cazurilor, Marcel. Așa aș fi răspuns și eu. Adică nu vă fac. Știți cum e bancul ăla? Râdem, glumim, dar incintă. El știe că eu am de condus acolo și mă îmbunează. Știți cum era vorba? Am ultimul cuvânt. Da, mamă. La dumneavoastră cine are ultimul cuvânt? Este normal, nu? Eu am o căsnicie de 41 de ani. Felicitări. Și în meseria aceasta nu este ușor să știți, să-ți găsești partenerul potrivit. Dar a fost un respect și este un respect deosebit și o comunicare. Perfect. Doamnelor și domnilor, le mulțumesc acestor artiști minunați cu care am râs, am glumit, am cântat. Nu uitați să ne votați pentru premiile TV Mania. Suntem nominalizați la cea mai bună emisiune în timpul zilei, într-o companie foarte bună de la Antenă, de la Pro și emisiunea noastră. Intrați pe site-ul tvmania.ro, votați-ne ca să fim acolo pe scena de premiere. Mai ai ceva de spus despre mâncarea asta până o devastăm? Nu am nimic. Pur și simplu, și mie mi este foarte cald. Acum mi-am dat seama, timp de 3 ore am folosit. Nu ne dezbrăcăm, noi chiar mâncăm. La final, o altă familie frumoasă, Roxana Vancea împreună cu soțul ei, într-un interviu foarte frumos. Vă mulțumim! La revedere, cu noi până la Focus!